Să vă prezentăm căsuța noastră din acest weekend. Aici avem bucătăria. Aici priviți ce detalii superbe. În 3D, mai multe straturi de bucăți de lemn. Da. Puse una peste alta. Foarte, foarte frumos. Ce avem aici în spatele acestui butoi? Boilerul. Ce blat superb din lemn. Ce interesant este frigiderul ăsta. Vintage. Hai să mergem mai departe. Aici ce avem? Aici este livingul. O canapea extensibilă, un televizor mare cât China, aici sub scară, ia priviți din nou aceste detalii cât de frumoase. Da, este un fluturaș. În partea aia, aici este baia și asta foarte frumoasă cu tot ce trebuie. Hai să mergem mai departe, piesa de rezistență la etaj. Da. Este super alunecat lemn. Și dacă este... Aici este dormitorul. Aici este dormitorul. Wow, ce frumos este. Aici un pat mare, totul din lemn. Priviți ce detalii superbe aici. Aici scrie ceva. Da, chiar că până și vezele sunt făcute din lemn. Și priviți cât de mari sunt. Geamurile astea. Da. Foarte frumoase detaliile astea. Iar geamul ăsta superb de sus până jos. Haideți să-mi arătați și terasa acum, ușor pe scărtatii. Dimineața la o cafea. Și aici sunt niște Hai să închidem ușa că... din lemne. Și aici... Wow, și acolo ce superb este aici hamacul ăsta. Hamac. Fix cu la lumina aici, care să vezi când te dai cu... Știi ce ar fi interesant, tati? Ce? Un cadru de aici. Da. În afară, mâine dimineață o să vă arătăm și grădina. Suntem în mijlocul pădurii. E super frumoasă grădina. Aici e living-ul nostru de casă nouă. E foarte frumos. Gata, hai să intrăm, tati, că este rece. Și cine mai dorește să stea acolo, este fix... Da, tati, ăla este un foișor, nu se vede acum. Este un foișor. Da, nu se vede foarte bine, e noapte. Gata, spunem la revedere! La revedere! Hai și pe tine, pisicuțul!